Bine v-am găsit la cursul 4, Limbajul SQL pentru începători. Sunt Gabriel Braharu și vă prezint varianta Transact SQL pentru standardul american ANSI. Cursul este destinat începătorilor, copiilor, elevilor, studenților, celor care vor să învețe să lucreze corect cu bazele de date și limbajul SQL. Pentru feedback puteți să mă contactați la numărul de telefon afișat sau la e-mailul de pe acest slide. Pentru întrebări punctuale referitoare la curs sau temă, vă rog să comentați acest videoclip pe YouTube și vă voi răspunde tot punctual. Vă recomand să verificați din când în când site-ul skyexpression.ro la rubrica cursuri programare pentru a vedea și eventual a comanda ultimele cărți apărute. Despre ce o să vă vorbesc în acest curs? Interogări de selecție cu înregistrări unice, varianta distinct, interogări de acțiune pentru înregistrări update, interogări de acțiune pentru înregistrări delete, exerciții rezolvate și tema pentru acasă. Interogări de selecție cu înregistrări unice, distinct. Atunci când setul de date conține linii duplicate, putem folosi cuvântul cheie distinct după cuvântul select. În exemplul de mai jos ne propunem să afișăm cod client nume prenume pentru toți clienții care au facturi. Dacă un client are mai multe facturi, atunci acesta va fi afișat de atâtea ori cât este numărul său de facturi. Pentru a rezolva această problemă putem folosi distinct. Trebuie să evităm afișarea de valori unice, cum ar putea fi de exemplu totalul facturii. Aici avem tabelele, cele două clienți și facturi relaționate, câmpurile pe care vrem să le afișăm. Observați, select distinct, după aceea numele câmpurilor, din tabela clienți, inner join cu tabela facturi după cheia primară cod client din clienți cu cheia externă cod client din facturi. Setul de date rezultat este acesta. După cum vedeți, fiecare înregistrare este unică. Cuvântul cheie distinct face cam același lucru dacă am fi grupat aceste lucruri, numai că sunt cazuri în care dorim să evităm gruparea și atunci aceasta e soluția cu cuvântul cheie distinct după select. Interogări de acțiune pentru înregistrări, update. Atunci când dorim să modificăm anumite valori ale câmpurilor, se poate folosi acest tip de interogare. Sintaxa este următoarea. Update nume tabel, set nume câmp 1 evaluare 9.1, nume câmp 2 evaluare 9.2, nume câmp 3 evaluare 9.3. Eu aici am pus doar 3 câmpuri, dar pot fi 1, 2, 3, 9, exact câte avem nevoie. Din tabel sau tabele relaționate sau interogări sau combinații între ele. Bun. Aici... mă rog, variază în funcție de necesități. Pot exista și clauze where, adică, deși sunt opționale, în funcție de interogare vom vedea de la caz la caz. Interogări de acțiune pentru înregistrări delete. Atunci când dorim să ștergem anumite înregistrări, se poate folosi acest tip de interogare. Sintaxa unui astfel de interogări este delete from tabel where condiții. Trebuie să aveți mare grijă cum puneți condițiile atunci când ștergeți înregistrări, pentru că aceste ștergeri sunt irreversibile. Exerciții rezolvate. Să se modifice prenumele lui Ionescu George în Ionel. Adică în loc de Ionescu George îl va chema Ionescu Ionel. Da? Tabelul clienți aici cu prenumele pe care urmează să-l schimbăm. Deci vom zice update tabelul clienți, vom seta prenumele cu noul prenume Ionel, aici cred că este o greșeală, toate aceste câmpuri de aici mi-au scăpat, deci probabil că au rămas dintr-o interogare precedentă. Bun. Deci, fără acestea, doar set prenume egal Ionel și apoi where nume egal Ionescu în prenume egal George. Adică va face această schimbare
doar unde numele Ionescu și prenumele George. Mai jos aveți setul inițial de date, îl chema Ionescu George, iar după rularea update-ului îl va chema Ionescu Ionel. Să se modifice datele chitanțelor pentru toți clienții cu numele Ionescu la data curentă. Update doc plată, set data dp egal get date. Această funcție get date întoarce data curentă în SQL. De unde? Din tabela clienți relaționată cu facturi, care e relaționată la rândul lui cu facturi cu documente de plată, la fel ca și documente de plată. Unde numele clientului este Ionescu. Aici avem setul de date înainte de update, iar aici avem setul de date după update. După cum observați, toate datele care au fost înainte au fost modificate la data 12.04.2018, data curentă, să spunem. Să se modifice datele chitanțelor pentru toți clienții cu numele Ionescu la data curentă este același exercițiu, doar că aici am arătat relaționarea în modul vizual, pentru a fi mai prietenos, să spun așa. Am încercuit numele și data de pe, pentru că de ele ne-am folosit. Să se modifice total cu TVA la total fără TVA plus total TVA pentru toate facturile emise. Acesta este și un mod de verificare. Dacă setul inițial de date e egal cu setul final de date, înseamnă că facturile au fost emise corect. Și spunem, update facturi, set total cu TVA egal cu total fără TVA plus total TVA. Observați că am pus între paranteze pătrate câmpurile pentru a le înțelege SQL-ul că sunt câmpuri. Setul inițial de date este acesta, înainte de update, iar setul final de date este acesta după update. Ele două, cele două seturi sunt identice. Aceasta este un semn. Acesta este un semn că acel calcul pe care l-a făcut înainte a fost ok și după update nu s-a schimbat absolut nimic. Aici e tabelul facturi pe care l-am utilizat și numele câmpurilor cele încercuite. Să se modifice codul de factură prin concatenarea seriei și a numărului de factură pentru toate facturile emise. La fel, este un mod de a verifica. Aici avem coloana serie, coloana număr, iar coloana cod factură este alcătuită din concatenarea seriei QV cu concatenarea cu numărul, cu 1, 2, 3 în cazul acesta. Da? Adică alipire. Concatenare înseamnă alipire a două șifre de caractere. Deci o să zicem update facturi, set cod factură egal concat, este o funcție predefinită în SQL, care alipește două sau mai multe șiruri. În cazul nostru alipește șirul serie, adică câmpul serie, cu câmpul număr. Da? Și după cum vedeți, după update, rezultă același set de date semn că au fost codate ok și înainte, adică codul facturii. Aici tabelul facturi cu cele trei câmpuri ca să le vedeți și vizual. Să se modifice seria facturilor emise în 2016 la WW, adică în loc de QW va fi WW, și codul de factură prin concatenarea seriei și a numărului de factură pentru acestea. Bun. Update facturi. Vom seta seria la WW și codul facturii la concatenarea dintre serie și număr. Vedeți că am despărțit prin virgulă câmpurile care vor fi updatate, adică atât seria cât și codul facturii. Where data este între 1.1.2016 și 31.12.2016. Setul inițial de date este acesta. Observați seria și codul facturii este QV, iar după update, seria a devenit WW, la fel ca și codul facturii prin concatenarea seriei cu numărul facturii. Câmpurile pe care le-am folosit din tabelul facturii.
Să se modifice denumirea produselor din tabelul produse prin transformarea la litere majuscule dacă acestea au fost facturate pentru clienți din județul Iași. Update tabelul produse, deci vom modifica tabelul produse. Setăm câmpul denumire la upper de denumire. Upper întoarce caractere majuscule, o funcție predefinită în SQL. Din tabelul produse relaționat cu toate celelalte, o să vedem vizual pe slide-ul următor, și unde județul este Iași. Setul inițial de date este aici. Observați județul Iași și denumirea produselor. Iar în final, după aplicarea update-ului, denumirea produselor s-a transformat la majuscule. Așa cum vă spuneam, aici avem date vizual tabelele cu relaționarea dintre ele și câmpurile denumire și județ încercuite pentru că ne-am folosit de ele. Să se modifice denumirea produselor din tabelul produse prin adăugarea prețului în euro la un curs de 4,7 RON pe euro dacă acestea au fost facturate pentru clienți din județul Iași. Update produse. Setăm denumirea la concat, deci vom concatena mai multe șiruri, și anume șirul denumire, adică câmpul denumire, da? După care adăugăm o paranteză deschisă, vedeți că e între apostrofi. După care vom converti la caractere, funcția convert convertește într-un anume tip de date și tipul de date ales este în varchar, adică un șir de caractere. Câmpul prețul unitar împărțit la 4,7, cu alte cuvinte, prețul fiind în RON, am împărțit la 4,7 ca să aflăm prețul în euro. Și acestea le-am concatenat toate în denumire. Bun, setul inițial de date este acesta. Uitați-vă la denumirea produsului cum arată. Iar setul de date după update este acesta. Vedeți, la denumirea produsului am adăugat, între paranteze, cât înseamnă 10 lei în euro. Cumva am împărțit 10 la 4,7, așa cum scrie aici. Da? Și am transformat după aceea în șir de caractere și l-am atașat la produsul, adică la denumirea produsului. Și aceasta este coloana rezultată. Practic asta înseamnă 2,12 euro. 4,24 de euro, 4,24 de euro. Aici cred că iarăși e o greșeală, deci e 2,12, că 10 lei împărțit la 4,7 e 2,12, da. Aici 1,6 și 4,24 euro. Am dat aici și vizual tabele relaționate și câmpurile pe care le-am folosit pentru o vizualizare și o fotografiere mai bună a relaționării acestora. Interogări de ștergere. Să se șteargă înregistrările din tabelul produse care nu au fost facturate. Deci delete from produse, șterge din produse. Condiția. Acolo unde codul de produs din produse nu este în sau nu se află printre codul de produs din linii factură. Pentru că dacă ar fi printre aceste coduri de produse, înseamnă că a fost facturat. Dar dacă nu este, înseamnă că n-a fost facturat. Bun. Inițial, setul de date arată așa, adică toate codurile de produse. La final, tabelul arată tot așa. Ceea ce înseamnă că interogarea de ștergere n-a șters niciun produs. De ce n-a șters niciun produs? Pentru că pur și simplu toate produsele au fost facturate. Nu există produse în nomenclatorul de produse care să nu fi fost facturate. Și din acest motiv tabelul sau setul final de date este egal cu setul inițial. Aici am pus și tabelele vizual cu cele două coduri de produs încadrate cu dreptunghi. Un alt exercițiu, să se șteargă înregistrări din tabelul clienți care nu au facturi. Delete from clienți, șterge din tabelul clienți, unde codul de client din clienți nu se află printre codurile de client din facturi.
Cu alte cuvinte, dacă s-ar fi aflat acel cod de client printre codurile de client din facturi, este clar că ar fi fost facturat. Dar cum nu se află, înseamnă că identificăm doar acei clienți care nu au facturi. Și pe aceia îi vom șterge. Setul inițial de date arată așa, observați că sunt 7 clienți. Setul final de date arată așa, adică au rămas doar 5 clienți pentru că pe cei 2, codul 6 și 7, i-a șters din cauza că aceștia 2 nu aveau facturi. Acesta este setul final. Încă o dată vă atrag atenția, mare grijă când ștergeți înregistrări pentru că nu mai puteți să dați undo, ca să zic așa. Odată șterse, rămân șterse. Și condițiile, deci mare atenție la condiții. O temă pentru acasă, să se modifice județul clienților adăugând cuvântul JUD cu punct în față. Se va utiliza funcția concat, vezi slide-urile anterioare. Să se modifice numele și prenumele clienților cu litere majuscule, la fel există slide-urile anterioare. Să se modifice numele persoanelor prin adăugarea cuvântului SILVER, care au cumpărat de minim 100 de lei cu TVA pe o factură și este plătită. Aici va fi o concatenare, dar este o condiție la WHERE ceva mai complexă. Trebuie să țineți cont de ea. Să se modifice numele pentru toți clienții prin adăugarea de 3 semne de exclamare, clienți care nu au achitat integral. La fel, aici va fi tot o concatenare, dar condiția va fi ceva mai complexă, pentru că trebuie să vedeți dacă suma achitată din documente de plată corespunde cu totalul de TVA, cu totalul cu TVA al facturii. Să se șteargă toate produsele din tabelul produse care au unitatea de măsură kilogram și au facturii în anul 2017. Condiție compusă cu operator și între, urmăriți unitatea de măsură și data trebuie să fie numai în anul 2017. Și ultimul exercițiu, să construiți un model relaționat din două tabele și creați o interogare de ștergere la alegere, dar care să includă și o clauză WHERE. Cam acesta a fost cursul de astăzi. Dacă v-am fost de ajutor, feedback-ul e binevenit. Aici aveți datele mele. Pentru întrebări punctuale referitoare la cursul de față, temă, postați comentarii la el pe YouTube și vă voi răspunde tot punctual. Vă recomand să verificați din când în când site-ul skyexpression.ro la rubrica cursuri de programare pentru a vedea și eventual a comanda ultimele cărți apărute. Vă urez în continuare o zi bună!